La primul meci oficial pe noul stadion, Cluj a trecut cu 1-0 de Brașov. Echipa lui Daniel Isail a început însă în forță partida de pe Cluj Arena. Chipciu a ratat prima ocazie a meciului, a tras în plasa laterală a lui Popa. Tot Chipciu a fost aproape de gol și la jumătatea primei reprize, însă din nou n-a numerit spațiul porții. Oamenii lui Ionuț Badea i-au dat primele emoții lui Felgheiras în minutul 26, când Suca l-a lovit prost mingea din poziție ideală. Marinescu nu a ratat însă ținta 13 minute mai târziu și a înscris după acțiune individuală. Adrian Cristea ar fi putut duce scorul la 2-0, dar Felgheiras s-a opus șutului său. Chipciu a ratat din toate pozițiile pe Cluj Arena. La începutul reprizei a doua n-a reușit să-l învingă pe Popa de două ori la aceeași fază, iar brașovenii au cerut penalti pentru un hands la Sucala. La partea cealaltă, Toni a tras în Felgheiras după ce a făcut șahmat apărarea adversă. Chipciu și-a încheiat sarabanda ratărilor în minutul 88, când a fost blocat în ultimul moment de apărarea gazdelor, iar Cluj FC Brașov s-a terminat 1-0. Una peste alta sunt mulțumit pentru că și echipa în repriza a doua, sub suferință, a reușit să păstreze acest avantaj care ni l-am creat. Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. Cluj, primele 30 de minute, cred că nici nu putea să ajungă în terenul nostru. Dar așa e la fotbal. Am jucat și prost și am câștigat, acum am jucat bine și am pierdut. Din păcate, pentru noi am pierdut astăzi, am întâlnit o echipă foarte bună, îi felicit pentru victorie, însă eu cred că în jocul de astăzi meritam cel puțin un rezultat de egalitate.